haos cu salariile bugetarilor înainte de Paște. Ministrul Finanțelor a făcut anunțul, mulți nu i-au manifestat interesul. Nu toți angajații instituțiilor de stat vor primi salariile mâine, când e ultima zi lucrătoare înaintea învierii. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat la Antena 3 că i-a fost asigurat cadrul legal. Mulți nu i-au manifestat interesul. La lista adugată din monitorul oficial nu se mai poate aduga nimic, a precizat Teodorovici. Am discutat cu fiecare instituție în parte. Ministerul de Finanțe a creat cadrul legal în baza căruia se poate da înainte de Paște acest salariu. I-au manifestat interesul, iar decizia a fost alta de la caz la caz. Noi ca Minister de Finanțe am asigurat cadrul legal. La lista adugată din monitorul oficial nu se mai poate aduga nimic. Ministerele care vor primi salariul înainte de Paște au contactat directorul general al Direcției Regionale al Finanțelor, iar acest lucru s-a întâmplat la nivel local. În această plată intră doar salariile, nu indemnizațiile, a spus Orlando Teodorovici, la Antena 3. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a semnat ordinul privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018. Decizia a fost publicată în monitorul oficial. Astfel, în temeiul prevederilor articolul 53 alin. 2, din legea numărul 500/2002 privind finanțele publice, modificările sublinierei completările ulterioare, sublinierei ale prevederilor articolul 10 alin. 4, din hotărârea guvernului numărul 34/2009 privind organizarea sublinierei funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările sublinierei completările ulterioare, Ministrul Finanțelor Publice emite următorul ordin, articolul. Prin derogare de la prevederile articolul 2 din ordinul Ministrului Finanțelor Publice numărul 86/2005 pentru reglementarea datei pe legi salariilor la instituțiile publice, publicat în monitorul oficial al României, partea I, numărul 108, din 2 februarie 2005. Cu modificările sublinierei completările ulterioare, ordonatorii principali de credite înscrii sublinierei în anex care face parte integrant din prezentul ordin achit în luna aprilie 2018 salariile aferente lunii martie 2018 la datele stabilite în aceasta. Lista instituțiilor publice care vor primi salariile înainte de sărbătorile pascale.